Suntem la judecătoria sectorului 4, unde am depus un apel de vreo 30 de pagini. Ăsta este documentul. În cel mai interesant caz în care mă judec cu jandarmeria română. Toate cazurile în care tu te judeci cu jandarmeria română sunt interesante, Măline. Vreau să fac acest videoclip foarte pe scurt, să explic câteva lucruri. Unul din ele este că în acest videoclip în care Mălin Bot vorbește despre cum se judecă el cu jandarmeria română, cel mai interesant caz, din nou, la fel ca orice alt caz în care el se judecă cu jandarmeria, și ăsta este cel mai interesant caz. Mălin Bot spune o chestie tare interesantă în videoclipul ăsta și pe tema asta vreau să încep. Ați văzut imaginile mai înainte, în montajul pe care l-am ridicat pe YouTube, cu acel jandarm care undeva aici, foarte aproape, la protestul magistraților, anul trecut, în toamna anului trecut, încerca să mă convingă că nu există efectul de oglindă. Făceam o relatare, eram în mijlocul unei relatări jurnalistice în legătură cu protestul magistraților care avea loc aici, în fața mea, pe treptele Palatului de Justiție, pe treptele Tribunalului București. Mă bucur că ai adus în discuție protestul magistraților de anul trecut, acel protest ilegal al magistraților care s-a întâmplat anul trecut, protest la care ai fost și tu în calitatea ta de jurnalist și de asemenea a mai fost un magistrat, printre alți magistrați care au fost excluși din magistratură, dar astea sunt detalii care nu contează atât de mult, a fost și procurorul de la Caracal. Procurorul care a ținut poliția la poarta lui Dincă până la ora 6 dimineața pentru că în viziunea lui distorsionată asupra legii, polițiștii n-aveau voie să intre în casa lui Dincă până la ora 6 dimineața, deși legea îl contrazice. Există poze pe care le găsim doar pe Luju. Îmi pare rău, toată lumea spune că Luju este publicația mafiei. De ce este publicația mafiei? Aceste poze sunt poze reale. Nu l-au băgat pe acest procuror folosind Photoshop în pozele alea. El era acolo. El era unul din magistrații cinstiți ai acestei țări care protestau împotriva guvernului, nu împotriva acelor legi, că vezi, dragă doamne, acele legi ar împiedica înfăptuirea dreptății sau ceva de genul ăsta, ci protestau pentru că nu le convenea guvernul. Asta este tot. Sau protestau la comanda președintelui, pentru că nimic nu m-ar surprinde în această țară minunată în care așa zisa justiție independentă și președintele României se pupă reciproc în cur, indiferent de crimele pe care fiecare din aceste două părți le-au comis sau le comit sau le vor comite. Dar atacăm doar guvernul, doar un singur partid, nimic altceva. Lupta anticorupție este doar lupta împotriva PSD, pentru că corupția din celelalte partide nu contează chiar atât de mult. Nu trebuie să ne concentrăm pe chestia asta. Nu trebuie să ne concentrăm pe faptul că dacă PSD o să cadă, există alte partide care or să ne fure. Ideea este să cadă PSD-ul. Asta este tot ce contează. Și în acel protest al genialilor capete luminate ale justiției se afla și acest procuror. Acum întrebarea mea este: acest procuror este doar retardat mental și s-a dus acolo pentru că altceva mai bun nu avea ce să facă sau pur și simplu vrea să aibă o zi liberă și a zis eu protestez, sunt ocupat astăzi? Pentru că dacă stau să mă gândesc, el făcând parte din această grupare rebelă de așa zis magistrați, din care face parte și Dănileț, eu cred, am așa o teorie a conspirației personală, nu trebuie să o luați ca pe o informație de pe surse secrete sau ceva de genul ăsta, dar este o teorie pe care o formulez eu și dacă sunteți de acord cu teoria asta sau dacă nu sunteți de acord cu teoria asta, puteți să scrieți în secțiunea de comentarii și poate avem o discuție acolo. Dar eu cred că acești așa ziși magistrați care au protestat în fața tribunalului acolo sunt reprezentarea fizică a acestui stat subteran despre care se tot vorbea. Este vorba de oamenii din spatele cortinei care trag sfori, oamenii care trec peste guvern, care au mult mai multă putere decât guvernul.
Pot să vă dau un exemplu de exercitarea acestei puteri pe care unii dintre voi probabil l-ați observat, alții nu. Cristi Dănileț, judecătorul anului, ce pot să zic, este cel mai judecător dintre judecători, a eliberat, nu de mult, un interlop foarte periculos. Asta după ce apelul interlopului de a fi eliberat condiționat a fost refuzat de primul judecător în primă instanță. Interlopul a făcut apel și a ajuns să fie judecat de către Dănileț și încă un judecător, iar Dănileț și acel judecător au decis că acest interlop periculos poate să fie eliberat condiționat. De ce judecătorul dinainte a refuzat eliberarea condiționată, dar Dănileț, judecătorul justiției, dreptății, etc., etc., i-a acordat eliberarea condiționată, rămâne un mister, pentru că în mod evident, primul judecător nu a fost obligat de nicio lege să le libereze condiționat pe acel interlop. Pentru că depinde totuși de decizia judecătorului până la urmă și la coadă, iar judecătorul a zis, nu, tu nu ai să pleci. Interlopul a zis, eu am să plec, a atacat decizia judecătorului, iar în fața lui Dănileț, acel interlop era un om cinstit care și-a învățat lecția la pușcărie și poate să se elibereze mai devreme. Asta este un exemplu. Acum, procurorul ăsta din Caracal mi se pare un personaj interesant și având în vedere că face parte din gruparea asta de așa ziși magistrați, eu am așa o bănuială, deci nu sunt sigur, nu este convingerea mea, cum zice Mălin Botă, asta e convingerea mea, nu, eu nu sunt convins de ceea ce spun acum, eu doar vă spun o părere pe care am formulat-o acum pe loc. Nu este o părere prea bine gândită, trebuie să luați asta în considerare. Dar eu am impresia că acțiunile procurorului ăstuia corupt au o legătură cu această luptă împotriva guvernului. De când s-a dat legea cu recursul compensatoriu, toți judecătorii ăștia cinstiți și onești care de obicei protestau împotriva guvernului au început să elibereze condiționat mai orice criminal care s-a înfățișat în fața lor. Deși, legal vorbind, ei au puterea de decizie și ei pot să refuze eliberarea condiționată a criminalului, interlopului sau oricine dorește această eliberare condiționată. Dacă ei decid că el nu se poate reintegra în societate, atunci ei pot să îi refuze acestuia eliberarea. Dar au eliberat automat, practic, în serie, pe oricine s-a înfățișat în fața lor. Spre pentru a umple România de criminali, pedofili și toate celelalte, ca să creeze acea panică necesară pentru a reproduce o lovitură de stat. Acum, nu vreau să credeți că sunt un fel de Alex Jones și încep să fac tot felul de teorii din astea bizare sau să încep să fac și eu ca Mălin Bot. Pentru că dacă aș face ca Alex Jones, s-ar putea să se dovedească faptul că eu am dreptate. Pentru cei care n-au studiat, aici mă refer de fapt la cazul insulei lui Epstein, un caz foarte interesant, dar căutați și voi și o să găsiți. Pedophile, child trafficking ring, ceva de genul ăsta. E vorba de o insulă cu fete minore și poveste lungă. Alex Jones vorbea despre aceste chestii, despre aceste potențiale chestii și a fost văzut ca un nebun care vorbește aiurea și a fost scos de pe YouTube, dar într-un final, când Epstein a fost prins și s-a găsit insula lui și s-au făcut cercetări în detaliu și s-a văzut că el avea foarte multe conexiuni în pătura asta superioară cu președinți, banchieri și toate chestiile, s-a descoperit că Alex Jones avea dreptate până la urmă și la coadă și te face să te întrebi în legătură cu câte chestii mai avea el dreptate. Dar fără nicio legătură cu Alex Jones, luați teoria mea pe care am făcut-o mai adineauri, luați-o cu un grăunte de sare, ca să zic așa. Nu este adevăr pur și nu vă bazați pe chestia asta ca să ziceți că gata, ați descoperit secretul statului paralel. Este una din probabil sutele de teorii care există despre statul paralel și cu asta basta, mi-am zis opinia. Până una alta, totuși, nu uitați ce a spus Mălin Bot. Tuturor vă spun că mă ajută foarte mult dacă vă abonați la canalul Luciferia.